În sudul Californiei, o tânără se plimbă cu mașina prin munți, când deodată încep să cadă mici pietre care spar parbrizul mașinii. Apoi are loc o întreagă lunecare de pietre, care face ca o cantitate uriașă de piatră și pământ să lovească vehiculul și să-l împingă de pe marginea drumului. Mașina se rostogolește și se învârte în josul dealului, până când cade din nou de pe o margine, dar din fericire fata supraviețuiește când mașina rămâne blocată. Cu toate acestea, când se uită afară, descoperă că mașina abia se agăță de niște pietre. Între timp, REI și alți membrei departamentului de pompieri din Los Los Angeles, zboară cu un elicopter pentru a căuta pe fată, în timp ce sunt intervivați de un jurnalist despre munca lor. Când în sfârșit văd mașina, ei sună pe telefonul fetei pentru a-i spune să rămână calmă, dar ea țipă atunci când mașina se clatină puțin. Ray zboară cu grijă, înclinând elicopterul pentru a-l strecura prin goală. Apoi, un salvator coboară pe o frânghie pentru a asigura mașina, lucru pe care trebuie să-l facă în mai puțin de 5 minute, altfel motorul va ceda. Imediat ce tipul se apropie, fata încearcă să se întindă, ceea ce face ca mașina să tremure din nou. Mașina este în curând asigurată, dar din păcate alunecă și îl prinde pe salvator. Elicopterul începe și el să tremure, iar motorul nu va mai rezista prea mult, așa că rei decide să se arunce și el. În timp ce elicopterul începe să expulzeze fum negru, reajunge la mașină și smulge ușa înainte de a o scoate pe fata afară. Apoi, pilotul taie frânghia care ține mașina, făcând ca aceasta să cadă și să se prăbușească, dar eliberându-l și pe salvator, în timp ce reține fata în siguranță. Mai târziu, la Institutul de Tehnologie din California, doctorul Hayes ține o prelegere despre istoria cu tremurelor masive, care au provocat o mulțime de morți și distrugeri în întreaga lume. Hayes menționează de asemenea falia San Andreas, care are un loc de întâlnire a plăcilor tectonice, care trece prin California. El nu are nicio îndoială cu astfel de formațiune, va provoca mai devreme sau mai târziu un cutremur masiv. Ulterior, Hayes se duce în biroul său, unde doctorul parcă împărtășește vestea unor mini seisme detectate în apropierea barajului Hoover și deci să le verifice. Când reajunge acasă, fica sa Blake îl sună pentru a cere câteva lucruri pe care le-a lăsat la el acasă și pe care vrea să le ia la facultate. El pune brusc capăt conversației pentru că a deschis corespondența și a a găsit actele de divorț, ceea ce îl lasă foarte supărat. Apoi Ray se duce în camera lui Blake să ia lucrurile și găsește niște poze de familie în care apare și sora moartă lui Blake. La barajul Hoover din Nevada, Park și Hayes măsoară activitatea seismică cu un nou aparat și sunt șocați să vadă cum pulsul face brusc un sal mare, chiar înainte ca un cutremur să lovească zona. În vârful barajului, ei se grăbește să le spună oamenilor să fugă, dar Park se află înăuntru și trebuie să încerce să urce scările în timp ce barajul începe să se prăbușească și urmează lunecări de pietre. Oamenii fug panicați în timp ce structura se rupe și apa începe să iasă, provocând și mai multe pagube. Park se grăbește și reușește să iasă, dar în acel moment vede o fată rănită la picior și se oprește să o ridice. Apoi începe să alerge cât mai repede posibil, în timp ce pământul se prăbușește chiar în spatele lui. Dintr-o dată Park se împiedică și aruncă fata spre să înainte de a cădea, doar pentru a descoperi că piciorul său a fost înjunghiat de o tijă de metal și este blocat. Ies vrea să-l ajute, dar Park îi spune să rămână cu fata în timp ce barajul se prăbușește și o uriașă de apă lucide. Înapoi la Rey, acesta primește un mesaj de la șeful său care îi spune despre cutremur și roagă să vină. Mai întâi Ray se oprește să lase lucrurile fiicei sale și se întâlnește cu fosta lui soție Emma și cu prietenul ei Daniel. Emma îl informează că se mută împreună cu Daniel, ceea ce îl supără foarte tare pe ei, care fuge cu stângă ce merg la serviciu. Câteva ore mai târziu, Blake merge cu Daniel la locul de muncă la acestuia și în timp ce așteaptă pe Ol, se împrietenește cu Ben și cu fratele său mai mic Ollie. Între timp, ei este intervievat de același reporter care a vorbit cu Rei și explică faptul că înainte ca Park să moară, au confirmat că noul lor Dispozitiv poate prezice cu tremurele. Ei sunt brusc întrerupți de studenții lui Hayes, care au vești despre activitatea de-a lungul faliei San Andreas. Folosindu-se de aceste informații, Hayes face câteva calcule și trasează pe o artă granița dintre falie și baraj, ajungând la concluzia că întreaga falie San Andreas va exploda în curând. În centrul orașului Los Angeles, e ia prânzul cu sora lui Daniel, care pune întrebări foarte nepoliticoase despre moartea celelalte fiice a Sunt întrerupte când Emma primește un telefon de la Ray, care își cere scuze pentru atitudinea sa. Dintr-o dată, mesele restaurantului încep să se clatine și în curând, întreaga clădire se zguduie, fiind lovită de un cutremură. Când Ray se uită prin fereastra elicopterului, descoperă că și autostrada se prăbușește din cauza unui cutremură. El o întreabă pe Emma unde este și spune să se ducă pe acoperiș ca să o poată lua în câteva minute. În biroul lui Hayes, grupul se grăbește să se ascundă sub mese, iar aparatul lor spune că acest cutremur este de 100 de ori mai puternic. Întreaga falie San Andreas este activată și se îndreaptă spre San Francisco. Înapoi la Blake, ea se urcă în mașină cu Daniel gata să plece, când deodată sunt și atinși de cutremură. Daniel își îndeamnă șoferul să-i scoată de acolo și mașina pleacă cât mai repede posibil, în timp ce întreaga parcare începe să se prăbușească, iar oamenii alergă panicați. O gaură se deschide în pământ și mașina ajunge să cadă, izbindu-se de un zid și fiind prinsă de dărâmături. Acoperișul mașinii este împins jos de o grindă și lucide instantaneu pe șofer, al cărui scaun se îndoaie și prinde picioarele lui Blake. Daniel încearcă să o scoată fără succes, așa că spune că se va duce să caute ajutoră. La primul etaj, Daniel găsește un paznic și cere ajutorul, dar paznicul este strivit de tavanul care cade. Înspăimântat, Daniel decide să plece împreună cu restul oamenilor, dar Ben și Oli îl aud vorbind cu paznicul și decide să meargă să o caute pe Blake. În același timp, Ray continuă să zboare spre Los Angeles și vede cum semnul Hollywood se prăbușește. Focul și fumul provin din diverse locuri din oraș, iar blocurile încep și ele să se prăbușească. În restaurant, oamenii intră în panică, iar Emma încearcă să deschidă o ușă, dar găsește o gaură și un bărbat care cade în golă. Cuptorul restaurantul explodează și bucătariul ia foc, în timp ce Emma le spune tuturor că trebuie să ajungă pe un acoperiș. Iar a găsește scările de ieșire și începe să se grăbească să urce, dar oamenii încearcă să scape coborând în schimb. Pe acoperiș, podeaua începe să se prăbușească și Emma cade printre toate resturile, până când ajunge la un etaj inferior, ceea ce o lasă însângerată și amețită. Refuzând să renunțe, ea începe să urce până în vârful dărâmăturilor, unde este găsită în cele din urmă de rei. Când acesta încearcă să zboare mai aproape, ceva explodează și declanșează un incendiu pe acoperiș, așa că Emma se îndepărtează de el, iar ei zboară cu elicopterul pentru a arunca o frânghie, un coș de salvare pentru ea. Emma leargă și se se ferește de câteva găuri pentru a sări în ultima secundă, reușind să se agațe de coș chiar înainte ca o altă clădire să se prăbușească și să o dărâme și pe aceasta în același timp. Rei o trage imediat sus și se întoarce la scaunul pilotului, unde trebuie să prea în timp ce elicopterul este trimis în picaj de un alt zgârienor care cade. După o mulțime de rotiri și pierderea unei uși, Rei reușește să ține elicopterul sub control și zboară înainte ca zgârienorii să-i strivească. În San Francisco, Blake își găsește telefonul și îl sună pe Rei pentru a cere ajutorul, dar în curând pierde semnalul. În timp ce Rei spune că se duc să o salveze, mai multe dărâmături cad peste mașină. În acel moment, Ben și o găsesc pe Blake și încearcă să folosească o grindă metalică pentru o scoate de acolo, dar acest lucru face ca alte dărâmături să cadă. Apoi Ben verifică porbagajul și găsește un cric pe care îl folosește pentru a ridica grinda căzută, însă aceasta se ridică doar jumătate de metru. Gândindu-se repede, Ben sparge cauciucurile mașinii pentru a obține mai mult spațiu, reușind să o scoată pe Blake chiar înainte ca grinda să strivească mașina. Între timp, la biroul lui Hayes, grupul analizează datele de la sistemele de monitorizare și ajunge la concluzia că nu s-a terminat. Ei să-i cere ajutorul reporterului pentru a avertiza oamenii, așa că aceștia leargă la centrul media și fac echipă cu mai mulți studenți pentru a sparge transmisiunile de știri. Reporterul îl prezintă pe AS, care informează întreaga țară că urmează alte cutremure. El prezice un cutremur de 9,5 sau poate chiar mai mare și deși are loc în California, va fi resimțit chiar și pe coasta de est. El îi sfătuiește pe oamenii din San Francisco să plece cât mai repede posibil. Revenind la grupul lui Blake, clădirea începe să se prăbușească, așa că aceștia fug afară, unde oamenii leargă peste tot După o mulțime de alergări, zguduirile se opresc în cele din urmă și grupul pleacă în căutarea unui magazin de electronice, deoarece Ray l-a învățat pe Blake să găsească un model vechi de telefon atunci când nu funcționa curentul electric. Când găsesc unul, Blake îl sună pe Ray și împărtășește că Daniel a abandonat-o, ceea ce o înfurie pe Emma. Ray spune lui Blake să ajungă la un loc mai înalt, la Coi Tower, promițându-i că se va întâlni cu ea acolo. După ce convorbirea se termină, Ben sună proprii părinți, iar Emma îl sună pe Daniel, doar pentru a primi căsuța vocală și a lăsa un mesaj de amenințare pentru ceea ce a făcut. Pe străzi, Daniel se îndepărtează împreună cu alți supraviețitori, când brusc încep să cadă alte clădiri. Mulțimea intră în panică și alergă în toate direcțiile, în timp ce Daniel împinge oamenii din calea sa, făcând ca un bărbat să fie spulberat de un val de praf. Când elicopterul se apropie de Bakersfield distrus, un motor explodează brusc. Ray știe că se vor prăbuși, așa că începe să facă niște mișcări nebunești, coborând și urcând iar și iar pentru a încerca să aterizeze. Din nefericire, Elicia lovește un stâl de luminat și elicopterul se prăbușește, izbindu-se direct în fața unui magazin. Din fericire, Ray și Emma sunt bine și privesc cum oamenii se folosesc de acest moment de criză pentru a jefui molul și a se împușca între ei ca niște maniaci. Ei se furișează prin parcare până când găsesc un camion cu ușa deschisă și Ray începe să-l conecteze cu cabluri fierbinți, numai că un oț la amenință brusc cu pistolă. Fără ezitare, Ray îl dezarmează și lovește, apoi pleacă cu Emma. Câteva momente mai târziu, pe autostradă, văd un cuplu în vârstă cu o mașină stricată care le face semn cu mâna să oprească. re ignoră și-și continuă drumul, doar pentru a frâna brusc când Emma vede un goluriaș în mijlocul drumului, provocat de San Andreas. Cei doi se întorc la bătrânei, iar ei observă pălăria de aviație a bărbatului, așa că acesta îl duce la un hangar de aeroport din apropiere. Dre mulțumire, ei dau cuplului de bătrân vehiculul, în timp ce ei se urcă într-un avion. Înainte de decolare, Ray recunoaște că a devenit distant emoțional pentru că nu știa cum să facă față morții lor și se învinovățește pentru asta, deoarece ideea de a merge la rafting în acea zi fusese ideea lui. Ray își cere scuze pentru modul în care l a distrus căznicia, iar Emma a asigură că nimeni nu ar fi putut să le salveze fata, așa că nu ar trebui să se simtă vinovat. În San Francisco, grupul lui Blake merge alături de mulțime, care este îndrumată de un paznic să evacueze. Dintr-o dată, Blake vede o mașină de pompier abandonată și scoate o cutie blindată cu provizii de urgență, care include un radio și rații de mâncare. Ben observă că turnul este înconjurat de flăcări și fum, așa că o licitește în cartea sa de turism că următorul cel mai înalt punct este Nob Hill și troul începe să se îndrepte acolo, care se află în direcția opusă evacuării. Câteva momente mai târziu, avionul ajunge în San Francisco, dar aeroportul este și el în flăcări, așa că rei pune avionul pe pilot automat și anunță că vor trebui să se parașuteze. Emma este ezitantă, așa că rei o leagă de parașuta lui și sară împreună, căzând timp de câteva minute înainte de a ateriza în siguranță în mijlocul unui teren de baseball. În acel moment, un alt cutremur lovește zona. Hei și echipa sa se ascund din nou sub mese, observând că de data aceasta clădirea se cutremură mai tare. Pe străzile din San Francisco, trioul cade în timp ce cu începe să distrugă clădirile. Grupul încearcă să fugă, dar Ben cade și un ciob de sticlă îl înjunghie în coapsă. În acel moment, Oli are o cădere nervoasă, iar Blake încearcă din răsputeri să-l consoleze. Restul orașului continuă să se prăbușească, împreună cu toate clădirile și chiar și podul, iar mare începe și ea să se clatine. Imediat ce Rei și e mai să afară, Rei se grăbește să le spună oamenilor să se ascundă în spatele stadionului, pentru că nu este în calea clădirilor care se prăbușesc. Există o femeie rănită care nu poate merge, așa că Rei o ia în brațe și o duce la stadion, unde toată lumea se înghesuie la perete exact la timp, înainte de a fi loviți de structurile care se prăbușesc. După ce se asigură că toată lumea este bine, Ray și Emma își dau seama că sunt prea multe distrugeri pentru a merge pe jos sau cu mașina, așa că vor trebui să iau o barcă. După ce cu tremurul se oprește, Blake ia ceobul de pe coapsa lui Ben și bandajează rana. Hei și controlează computerul și confirmă că este cel mai mare cu tremur înregistrat în istorie. Câteva minute mai târziu, Ray și Emma descoperă că turnul arde, dar ei știe că Blake trebuie să se fi dus în altă clădire. În acel moment, el observă că nivelul apei se schimbă prea repede și își dă seama că urmează un tsunami. Un avertizment ajunge la Blake prin radio și alarma începe să răsune în tot orașul, așa că nu vor ajunge la timp la Nob Hill. Blake observă clădirea pe care Daniel o construise în apropiere și decide că trebuie să se ascundă acolo. Pe coastă, sute de bărci încearcă să scape, dar sunt blocate de un val Unele bărți se îndreaptă în sus și cad, dar ei păstrează suficient control pentru a ajunge în vârf. Din nefericire, ei dau peste un vas de containere care aproape îi ucide și din fericire rei se îndepărtează la timp și vasul le doar acoperișul. Containerele cad așa că rei conduce rapid pentru a le evita pe toate, în timp ce nava se răstoarnă pe podul Golden Gate. O mulțime de supraviețitori sunt uciși de acest lucru, inclusiv Daniel și cuplul de bătrâni. În curând, tsunamiul dărâmă restul podului și inundă San Francisco, distrugând ceea ce cu tremurul nu a putut face. Între timp, grupul lui Black se grăbește să urce la etaj și se oprește la cel mai înalt etaj posibil, deoarece treptele sunt blocate. Din păcate, nu este suficient de înalt și văd tsunamiul veni spre ei, așa că fug să se ascundă după stâlpi. Apa pătrunde prin fereastră și inundă clădirea, care începe să cadă, dar este blocată de un alt zgârie Înclinarea face ca o parte din apă să se scurgă, iar trioul se ține de mobilă pentru a nu cădea și el. În curând, mai ajung în zonă cu barca și observă starea de distrugere totală. Știind că Blake a învățat multe de la Rei, ei se îndreaptă spre clădirile înalte pentru a o căuta. Întorcându-se la Blake și la frați, aceștia observă că scările au fost curățate, așa că se duc la un etaj mai înalt. În timp ce Blake îi verifică piciorul lui Ben, acesta îi face un mare compliment și se sărută. În acel moment, Ollie observă că barca merge în direcția opusă. El și Blake încep să lovească geamul pentru a le atrage atenția, dar Emma nu-i audă. Apoi Blake își amintește că Ollie are un pointer cu laser, așa că îl îndreaptă spre panoul de control al bărcii, iar adulții văd în sfârșit Dintr-o dată, un alt val lovește zona și sparge geamurile, inundând și un alt etaj. Ben și Oli nuată spre scări pentru a scăpa, dar din păcate, Blake este prins în apă și nu poate ajunge la fraz din cauza unei uși de sticlă. Clădirea se scufundă, iar nivelul apei crește rapidă. Ray lasă barca în mâinile Emei și o sărută înainte de a sări în apă pentru a nota în clădire. Când ajung înăuntru, Ray o vede pe Emma de cealaltă parte a ușii de sticlă și îi spune să aștepte în timp ce el încearcă să mute molozul. La etajul superior, Ben îi spune lui Oli să aștepte în siguranță, în timp ce el se întoarce după Blake dar în acel moment clădirea începe să se cutremure din nou și apa ajunge și în zona lor. Aceasta apă ia lui Blake și ultimii centimetri pe care îi mai avea pentru a respira, iar el leșină în curând. Ray dispera face un ultim efort pentru a muta resturile și în cele din urmă reușește să ajungă la fica sa, luând-o cu el în timp ce nu la etaj pentru a se întâlni cu frații. Clădirea continuă să se scufunde în timp ce Blake încearcă să-i facă resuscitare, iar Ben încearcă să spargă ferestrele, dar nu este suficient de puternic. Afară, Emma vede acest lucru și conduce barca înapoi pentru ca apoi să se apropie de clădire. Clădire, cu viteză foarte mare, spărgându-și drumul înăuntru. Grupul se urcă imediat în barcă și pleacă, dându-se la o parte chiar înainte ca structura să se prăbușească în urma lor. Ray continuă să încerce să o rezușiteze pe Blake și în cele din urmă renunță, dar faptul că o vede pe Emma plângând îl inspiră să continuă să încerce, refuzând să mai pierdă în cofică. Dintr-o dată, Blake se trezește amețită, dar vie și toată lumea se îmbrățișează ușurată. Ceva mai târziu, Garda Națională și echipele de ajutorare a Leonu sosesc în zonă pentru a ajuta pe supraviețuitori. Semne, scrisori și fotografii sunt atârnate pe un gard, ca un ultim rămas bun pentru cei care nu au supraviețuit. Rei și familia sa privește ceea ce a mai rămas din oraș și anunță că este timpul să reconstruiască. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!